Vă salut și în această seară, dragi prieteni, și vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Încă de când eram mic copil, mi-aduc aminte că, mergând la școală și nefăcând anumite lucruri pe care le făceau ceilalți colegi ai mei, cu precădere legate de anumite obiceiuri alimentare sau cu precădere uh, în ceea ce privește ziua de închinare, toți mă întrebau Dar de ce nu faci asta? Ești pocăit?" Acum, uitându-mă în urmă la ceea ce consideram că înseamnă a fi pocăit, îmi dau seama că, de fapt, foarte mulți dintre noi, nici din credințele tradiționale, nici din cele neoprotestante, nu înțelegem ce este pocăința. De cele mai multe ori am asociat pocăința cu anumite lucruri pe care le facem sau nu le facem și mai puțin cu legătura pe care o avem noi cu Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să vedem uh, ce este cu această pocăință și dacă este echivalentă pocăința cu schimbarea religiei, pentru că și aici a fost o mare, mare discuție. A te pocăi însemna a schimba religia. Însă, din punct de vedere biblic, am constatat că lucrurile nu stau deloc așa a fi pocăit nu înseamnă că nu ai anumite vicii, ca să spun așa. Dacă ne gândim la mari eroi ai Scripturii, Dintre cei celebri, nu dintre aceia care au stat toată viața în mâlul păcatului și uh, nu s-au ridicat acolo decât spre sfârșitul vieții, ci din aceia pe care îi considerăm a fi cu adevărat sfinți, vedem că ei au avut aplecări spre anumite uh, plăceri, cum ar fi beția, de exemplu. Toată lumea vorbește despre noi și despre sfântul Noe, da, este adevărat, însă prea puțin citesc istoria lui de după potop, după ce Dumnezeu l-a salvat când și-a plantat vie și știți ce s-a întâmplat după aceea. Da? Dacă vorbim de lot cu incestul lui și cu beția de atunci, la fel, poate că unii dintre voi ziceți că eu caut o justificare la anumite greșeli sau păcate omenești. Nici pe departe lucrul acesta, însă n-aș vrea să asociem pocăința cu eliminarea unor vicii din viața noastră, doar pentru a ne tranquiliza conștiința că noi ne-am pocăit. Am observat acest mecanism care apare în mintea unor pocăiți de tip legalist care consideră că pocăința înseamnă a renunța la anumite lucruri. Și pe de parte este adevărat, însă nu doar aceasta înseamnă pocăința. Pentru că am întâlnit pocăiți de felul nu mai fumez, nu mai beau, nu mai mănânc carne, nu mai mănânc nimic de origine animală, mă îmbrac cu haine din cap până în picioare, să nu se vadă nici pantofii, și renunț la o mulțime de lucruri, și toți caută alte lucruri la care să mai renunțe, alte plăceri normale, omenești, la care să mai renunțe. Unii merg atât de departe, spunea un frățior păstor, care îl înțeleg pe de-o parte atunci când îmi făcea aceste recomandări și cei care mergeți cu mintea mai departe înțelegeți de ce. Uh, îmi spunea, după ce mă căsătorisem eu, uh, că auzi și chestia asta cu atracția fizică dintre un bărbat și o femeie, e până la o anumită vârstă, faci copii, dar după aia, când Dumnezeu îți umple inima cu pocăință, cu acel fior sacru, ajungi să o privești pe soția ta ca pe o soră. Zic eu serios, în veac nu o să vreau o astfel de pocăință. Pentru că uh, îmi anulează ceva ce Dumnezeu mi-a dat în dar. Bineînțeles că pe el îl înțelegeam, pentru că atunci când mergea acasă nu prea avea ce să vadă. Și dumneavoastră trageți mai departe uh, concluziile. Poate că sunt răutăcios, dar. Să mergi până acolo cu pocăința aceasta, să spui că dacă ești suficient de pocăit, ajuns să o privești pe nevastă ta ca pe sora ta și să nu mai poftești, să nu mai dorești să, să ai relații intime cu ea, mi se pare total aberant. Și listele acestea sunt din ce în ce mai ridicole și noi considerăm că astea sunt pocăință. Ai renunțat la asta, ai renunțat la fumat, ai renunțat la băutură, gata, ești pocăit. Da, de unde? Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, o să vedem că pocăința nu are de a face nici măcar cu schimbarea religiei, nu are de a face nici măcar cu eliminarea unor obiceiuri care pot fi nesănătoase în esență. Pe de o parte poate face parte din pocăință, dar pe de altă parte s-ar putea ca ele să nu facă parte din pocăință, să se transforme într-un legalist mai rău decât era înainte. Și am întâlnit astfel de pocăiți care în momentul în care te apropii de ei sunt precum cactusii, sunt atât de sfinți și au un zâmbet din ăla în colțuri așa în care îți rânjesc mai mult decât îți zâmbesc că îți vine să ei la fugă. Nu vrei să ai de-a face cu asemenea pocăiți. Și culmea, că în continuare avem această percepție. A fi pocăit înseamnă la a renunța o serie de, la o serie de lucruri și a, e, chiar a schimba religia. Ei, o să... Uh, mergem în Sfânta Scriptură și o să vedem că lucrurile nu stau chiar așa, că pocăința are de-a face mai degrabă cu o schimbare a inimii, cu o schimbare profundă și cu o atitudine față de Dumnezeu care contează mai mult decât formele de manifestare a religiozității, a relației cu Dumnezeu, a închinării și așa mai departe. Însă am moștenit ideea aceasta nu știu de unde că pocăința înseamnă să fii doar într-un anumit fel. Și dacă ai ieșit de aici, e o mare problemă. Dacă ne mai gândim la toate luptele Care au fost în creștinism Unii au considerat pocăința Alipirea de o dogma anume Dacă nu ai dogma aceasta Și nu crezi în ea Ești nepocăit Nu ai de-a face cu Dumnezeu Ești eretic Ba din potrivă Ești vrednic de moarte Și trebuiești prigonit, persecutat Până ești adus pe calea cea dreaptă Dacă nu ești adus pe calea cea dreaptă Poate chiar omorât Însă am observat în Sfânta Scriptură că Dumnezeu nu privește lucrurile deloc așa. Și pentru aceasta vă invit să deschideți împreună cu mine Sfânta Carte, la 2, împărați, capitolul 5, un, un pasaj în care se demontează foarte multe, prejudecăți pe care noi le avem despre pocăință și despre căutarea lui Dumnezeu, despre convertire, despre modul în care Dumnezeu lucrează în viața cuiva. Aici găsim un Dumnezeu care nu are frontiere, care îi vindecă și pe cei din Israel și pe cei din afara lui Israel, care iubește și pe iudei și pe neiudei, care face în așa fel încât harul și mila și iubirea lui să ajungă la oricine. Întrebarea mea este, tu de ce îl cauți pe Dumnezeu? Care sunt motivele pentru care vii la Dumnezeu? Naaman a venit să fie vindecat. Nici măcar n-a vrut să vină la Dumnezeu. A vrut să vină la prorocul din Samaria ca să fie vindecat. Nici măcar nu se aștepta că acolo va întâlni pe Dumnezeul lui Israel și că va deveni un credincios al lui. Un credincios al lui, o să vedem mai încolo, nu așa cum se așteptau iudeii, ci un credincios al lui sirian care și-a păstrat formele de închinare într-o oarecare măsură siriene, dar care și-a predat inima Dumnezeului lui Israel nu no, ne fac scurt circuit neuronii când ne gândim la, la combinațiile acestea de idei și de căi ale lui Dumnezeu care nu sunt deloc stereotipe așa cum sunt ale noastre te-ai pocăit la singura biserică de pe lumea asta ai acceptat singurul adevăr care există în lumea asta bineînțeles cum îl înțelegem noi, abia atunci ești pe calea cea bună, ai renunțat la tot ce se poate renunța, atunci ești pe calea cea bună, ai terminat cu toate păcatele și cu toate viciile, abia atunci ești pe calea cea bună. Însă vedem că Dumnezeu nu acționează deloc așa, că Dumnezeu nu are nevoie de trepte ca să vină în viața ta. Mi-aduc aminte că foarte mulți oameni au fost respinși de la botez pentru că încă, ori mai, ori mai, beau câte puțin, nu, pute, nu, nu erau bețivi notori, cei puțin cei pe care îi știu eu, ori mai fumau din când în când. Și pentru asta li s-a respins botezul. Nu, până nu renunți la astea, tu n-ai ce căuta în apa botezului. Păi trebuie să faci dovada pocăinței. Și cei care sunt în biserică și fumează pe ascuns sau beau pe ascuns, care e problema cu ei? Uh, sau cei care fac tot felul de lucruri și sunt în biserică. Apoi uh, dacă stăm să ne gândim cu toți sfinții pe care i am uh, amintit și mulți alții care aveau exact aceleași vicii sau plăceri cum o fi, lăsate de Dumnezeu, uh, ce facem cu ei? Are Dumnezeu două măsuri, are Dumnezeu două cântare după care îi uh, cântărește pe oameni și evaluează pe oameni. Nu, n-ai voie să intri în apa botezului pentru că încă mai bei niște vin. N-ai voie să intri în apa botezului pentru că încă mai fumezi. Și celelalte nu e o problemă, dar important este ca astea să nu fie. Restul nu mai contează. Naaman a venit ca să fie vindecat de lepră. Uh, nu cred că s-a gândit el niciodată că îl va întâlni pe Dumnezeul lui Israel sau că va ajunge să-i dea închinare Dumnezeului lui Israel. A ajuns acolo datorită unei fetițe care era roaba lui și probabil îi fusese răluați robi părinții, a fost despărțită de părinți, poate chiar fusese răomorâți în lupta aceea împotriva sirienilor. sirienilor dar fetița aceasta, credincioasă a simțit cu durerea stăpânului ei și a stăpânei ei și a spus, o, dacă ar merge la prorocul din Samaria, omul acesta, stăpânul, ar putea fi vindecat. Și bineînțeles, Naman, auzind lucrul acesta, s-a dus la împărat, a cerut o scrisoare și a zis, uite, vreau să mă duc în Samaria ca să fiu vindecat de prorocul acesta despre care îmi spune copila aceasta. Nu avea în cap decât un scenariu. Mă duc acolo, vine prorocul în fața mea, face probabil o plecăciune sau eu înaintea lui, nu știu, mă mai gândesc cum zice protocolul, va veni, va zice o rugăciune, o incantație, ceva, va spune, o, va face o slujbă specială, va chema mai mulți slujitori, probabil, va veni, va pune într-un mod mistic degetul pe rană și apoi după ce va rosti o altă formulă, voi fi vindecat. Așa era scenariul lui. Așa cum ne facem și noi scenarii despre pocăință și despre ceea ce înseamnă umblarea cu Dumnezeu. În momentul în care vine... Din fața lui Dumnezeu trebuie să faci anumite lucruri și doar dacă le faci în felul respectiv, Dumnezeu ține cont de ele. Uh, și trebuie să se întâmple exact cum ți le-ai imaginat tu. Și în felul ăsta am ajuns să facem din pocăință un fel de supă la plic cu ingrediente, în felul ăsta am ajuns să facem din rugăciune o supă la plic cu anumite ingrediente, în felul ăsta am ajuns să facem din viața de biserică o supă la plic cu alte ingrediente și dacă nu le înghite cineva, înseamnă că nu este pocăit. Dar oare nu așa făcuseră și toți farisei și cărturarii? Oare nu așa inventaseră religia într-o asemenea măsură încât să devină indigestă, insipidă, inodoră, incoloră, fără niciun gust, fără niciun duh în ea? Ce este de fapt pocăința? Ce înseamnă de fapt această viață nouă pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea. Mergem mai departe. Spune că Naaman s-a dus la la împărat prima dată, unde se găsește cea mai mare credință, cea mai mare pocăință în casa împăratului, pentru că asta este direct în legătură cu zeii și profeții care sunt, sunt slujitorii lui și uh, trebuie să fie acolo cea mai mare credință, prejudecățile, să știți că sunt foarte greu de demontat, mai ales prejudecățile religioase. În momentul în care ți-a intrat în minte o prejudecată religioasă, este foarte greu de demontat. Oricare ți-ar fi religia. Și gândește foarte bine la prejudecățile religioase pe care le ai. După ce a citit schisoarea împăratului Israel și a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să învii, de îmi spune să vindec pe un om de lepra lui să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. A, ah, pocăința, nu, păi stai un pic, că nu vine pe calea pe care m-am așteptat eu. Omul ăsta vrea să mă ispitească, îmi cere niște lucruri cu care eu nu sunt familiarizat. Păi, dacă vine cineva să ceară pocăința, trebuie să urmeze un anumit curs. Și dacă vine cu alte cerințe decât cele care uh, sunt în mintea noastră, automat este tratat altfel. Păi, nu avem uh, niciun medicament religios pentru ceea ce ceri tu. A, vrei vindecare? Mm, ne pare rău, nu există. Și asta este în majoritatea uh, bisericilor. A, vrei ajutor? Ne pare rău, nu există. A, vrei... Uh o înțelegere cu privire la o situație pe care ai ești divorțat, nu, nici vorbă, nu te mai spală toate apele de pe Dunăre. A, ai avut două, trei neveste legitime, nici vorbă, de ai curvit, nu, nici, gata, s-a terminat cu tine, ești pus la index. Observați cum privim noi pocăința și cum îi privim pe oameni în funcție de Modul în care vin să ceară pocăința sau să se apropie de Dumnezeu, dacă este unul necanonic, îl catalogăm ca fiind periculos. Să știți că uh, omul ăsta caută ceartă, caută război. Dar de unde știi tu lucrul acesta? În momentul în care nu ai soluții, caut să acuzi pe cei care vin să-L caute pe Dumnezeu, din vari motive. Când a auzit Elisei omului Dumnezeu că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului pentru ce ți-ai sfâșiat hainele, lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Este mare lucru să mai găsești oameni ai lui Dumnezeu fără prejudecăți. De fapt, oamenii lui Dumnezeu au mai puține prejudecăți decât ceilalți, pentru că Dumnezeu îți deschide mintea, nu te faci un îngust la minte și un bătut în cap. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, Dumnezeu îți deschide mintea. Uitați-vă, vă rog, la oamenii lui Dumnezeu. Au fost niște oameni cât se poate de destupați la cap. nu au fost niște habodnici și niște oameni legaliști care fac lucrurile doar într-un anumit fel transgenerațional ni s-a transmis ideea asta că în măsura în care ești mai pocăit, devii mai bătut în cap. Trebuie să faci lucrurile mai stereotip, mai șablonat, mai pătrat, ca să rămâi pe calea îngustă. Dar de fapt nu rămâi pe calea îngustă. Rămâi pe mintea îngustă. Este o mare diferență. Nu confundați lucrurile. A fi pe mintea îngustă nu este echivalent cu a fi pe calea îngustă. A fi pe calea îngustă înseamnă să fii un om principial, dar deschis la oportunitățile lui Dumnezeu. A avea minte îngustă înseamnă să crezi că, până și căile lui Dumnezeu sunt foarte limitate și se rezumă dar la una, maxim două variante. Restul ce trece dincolo, gata, este apostazie. Nu poți să controlezi, nu poți să, să gestionezi situații, gata, s-a terminat. Însă, Elisei, omul lui Dumnezeu, a văzut că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele și a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du și scaldă -te de șapte ore în Iordan și carnea ți va, se va face sănătoasă și vei fi curat. Foarte interesant. Adică în loc să respecte protocolul, să vină cu sărumână, o, oh, ce bine că ați venit, bună ziua, o, oh, să trăiți, știți, nu înseamnă că nu trebuie să-i respecti pe oameni. Nu cred că Elisei a fost un necioplit. Dar este una între a fi respectos cu autoritățile și cu oamenii, și este cu totul altceva să fii un slugarnic. Care să-și ceară scuze până și pentru faptul că există. Doar ca să nu supere pe nimeni, doar ca să protejeze anumite drepturi, anumite avantaje. Elisei n-a fost deloc slugarnic a trimis pe slugă și a spus du-te și te scaldă în Iordan de șapte ori și vei fi curat. Scurt și la subiect. Și bineînțeles că aici s-au activat prejudecățile lui Naaman cu privire la tămăduire, cu privire la ceea ce ar fi trebuit să facă omului Dumnezeu. O, păi un om pocăit să vorbească în felul ăsta? Un om pocăit să se comporte în felul acesta? Când îi mai văd pe unii sluțiți de felul ăsta, că își strâmbă gura așa ca să vorbească a pocăiți și își lungesc fețile, măgărește așa, ca să pară oameni sfinți și tonul este mereu rectoton, nu cumva să, să deranjeze vreun îngeraș cu un cu amplitudine a vocii, pentru că sperie Sfințenia. Da. Este cât se poate de ridicol ce am putut să facem noi din pocăință. Ori, dacă ne uităm la oamenii lui Dumnezeu, a fost cât se poate de naturali. Cât se poate de naturali. În tonul vocii, în felul de a se comporta, în abordarea diferitelor clase sociale și așa mai departe du-te și te scaldă de șapte ori. Păi da, stai mă că ăsta este general. Păi și? Păi stai că ăsta ne poate face rău. Păi stai liniștit. Și la început, Naaman a simțit așa cum îi crește zahărul și glicemia și colesterolul și uh, tensiunea arterială și a simțit așa că uh, îi pleznește ceva. Până când au intervenit niște slujitori, ai nu niște soldași părinte, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu ai fi făcut, ai venit aici cu jumătate de tonă de argint după tine ai venit cu câteva kilograme de aur ai venit cu haine scumpe să le dai dar ți-o cerut un lucru simplu să te duci, să te scalzi și să fii vindecat vedeți dragii mei în pocăință ne scapă exact lucrurile acestea simple am împopoțonat în toate felurile, am făcut atâta parada, atâta tam-tam, ori în zona asta a mortificării, ori în cealaltă a fariseismului. Și am încercat așa să, să facem cât mai fastoasă pocăința aceasta. Însă, este atât de simplă. Are de-a face cu ascultarea de Dumnezeu și are de face cu dragostea față de Dumnezeu și are de face cu teama de Dumnezeu. Poți să renunți la o mulțime de lucruri și să nu te conectezi la divinitate, la Dumnezeu. Poți să fii în absolut orice religie și să nu te conectezi cu Dumnezeu. Poți să mergi în cele mai sfinte locuri și să nu te conectezi cu Dumnezeu. Însă dacă ajungi să îi simți prezența, dacă ajungi să îl ai în inima ta, îl poți găsi pe Dumnezeu în cele mai simple lucruri. Poți să-l găsești într-un templu, poți să-l găsești în orice biserică, Poți să-l găsești privind un chip de icoană, poți să-l găsești la un amvon de biserică, la un altar, poți să-l găsești în natură, poți să-l găsești oriunde, pentru că Dumnezeu este acolo unde este inima ta. Dacă nu, poți să ai cele mai corecte dogme și doctrine. Că nu-l vei întâlni pe Dumnezeu niciodată. Și apropo, să știți că vor fi mulți astfel de oameni care vor veni în ziua judecății și vor zice: Doamne, dar n-am ținut noi cele mai corecte predici din punct de vedere doctrinar? Doamne, dar n-am scos noi demonii în numele tău? Doamne, dar n-am făcut noi multe minuni în numele tău și vindecări? Și știți ce, spune, ce le va spune Iisus Hristos? Depărtați-vă de la mine, blestemaților. Niciodată nu v-am cunoscut. Niciodată nu v-am cunoscut. De ce? Pentru că mintea ta toate erau aliniate. Dar nu erau aliniate în legătură cu Dumnezeu. Prejudecățile tale religioase nu au avut de-a face cu întâlnirea, Dumnezeului celui prea înalt. Și pentru a-l ajuta să-și corecteze gândirea, prorocul lui Dumnezeu i-a spus, trebuie să te întorci la lucrurile simple, să-l găsești pe Dumnezeu în lucrurile simple. Unde în gârla asta plină de noroi și de mizeria care acum este plină de tot felul de gunoaie pentru că Iordanul iese din matcă? Da, nu e scenariul pe care ți l-ai imaginat tu, cum erau abana, parpar, niște ape frumoase, limpezi, cu tot felul de decorațiuni. Nu, zice, uite, du-te acum, ascaltă te în Jordan, pentru că Dumnezeu este acolo. Și dacă nu erau slujitori, poate că n-am fi citit astăzi despre vindecarea lui Naaman. Și Slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis: Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut. Cu atât mai mult, trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. Observați că aceste căi ale lui Dumnezeu sunt simple, nu simpliste. Țineți minte. A, nu, credința asta simplificată la maxim, simplistă, în care uh, ești un fel de cretinel din ăsta al credinței, uh, credul. Spălat la creier, harul lui Dumnezeu, te mântuiști, e slavă Domnului! Nu, dragii mei, nu despre asta vorbim. Ci vorbim despre puterea lui Dumnezeu de a se manifesta în cele mai simple moduri și prin cele mai simple mijloace. Observați în Biblie o economie a minunilor lui Dumnezeu. Observați în Biblie aceste mijloace modeste pe care Dumnezeu le folosește. Mulțește pâinile din pâini dacă vorbim de Elisei, îi spune femeii, ia un de lemnul pe care îl ai și toarnă-l în vase. Câte vase ai, Dumnezeu va mulți. Dumnezeu a folosit corbii ca să-l hrănească pe Ilie. Dumnezeu i-a dat un vis lui Iosif ca să-l scape de nebunia lui Irod. Și întotdeauna Dumnezeu găsește cele mai simple mijloace prin care să-și facă lucrarea. Când a vrut să-l omoare pe Ahab, o săgeată aparent la întâmplare l-a lovit la încheietura armurii și s-a terminat cu Ahab. A folosit oameni simpli, nu proști. Țineți, iarăși vreau să fac o paranteză. Considerăm că oamenii lui Dumnezeu au fost niște slabi din ăștia cu Duhul, niște oameni cu puțină minte, niște prostănați în pe care Dumnezeu a folosit. Nu, nu, nu. Nu, hai să, să lăsăm lucrurile așa. Oamenii lui Dumnezeu, toți, dar toți, au fost destupați la minte. Oamenii lui Dumnezeu, toți au fost inteligenți. Oamenii lui Dumnezeu au fost oameni deschiși la minte. Și în cazul de față, Elisei a vrut să-i descopere puterea lui Dumnezeu care se manifestă prin lucrurile simple. Te duci în apa tulbure a Iordanului ca să găsești acolo puterea lui Dumnezeu. Și cu cât lucrurile prin care Dumnezeu se manifestă sunt mai simple, cu atât mai mare este Dumnezeu. S-a pogorât atunci și s-a cufundat de șapte ori în Iordan după cuvântul omului lui Dumnezeu și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copil și s-a curățit. Wow! Nu odată, nu de două ori, ci de șapte ori, exact cum a spus Dumnezeu. Apoi, spune cuvântul că naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, a înfățișat înaintea lui și a, a zis, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește, rogute, un dar din partea robului tău. Și aș vrea să faceți din nou diferența între slujitorii lui Dumnezeu din ziua de astăzi și cei de atunci. Dacă cei de atunci nu aveau deloc centrată spre bani și spre navuțire slujirea, cei de astăzi au ca scop acest lucru. Cea mai profitabilă afacere este să-ți faci biserică. Sau să ai o biserică. Nu ai nicio treabă. Cu taxe, cu impozite, cu... Bine, donația, pac, ai băgat-o direct în buzunar, ai direcționat unde vrei, spre asociația ta, spre ce vrei. N-ai nicio treabă. Cea mai profitabilă afacere. Însă, dacă vorbim despre planul lui Dumnezeu, dacă vorbim despre modul în care lucrează Dumnezeu prin slujitorii săi, vedem că oamenii aceștia nu au avut lipici la bani. Nu înseamnă că resursele financiare sunt rele. Nu înseamnă că resursele financiare uh, sunt de neglijat. Cu ele poți să faci multe lucruri. Pentru binele altora. nu ai bani, nu faci nimic. Da? Ori ai tu, ori ceri de la alții. Dar fără bani, nu reușești să faci nimic, mai ales în societatea noastră modernă. Nu, nu, nu poți să te învârți, să faci nimic. Și aici Elisei primește o ofertă, am zice noi, de nerefuzat. Câteva sute de kilograme de argint da, 436 de kilograme și 800 de grame de, de argint și 87,36 de kilograme de aur plus haine regale. Wow! Cine ar fi refuzat o asemenea ofertă? Aproape jumate de tonă de argint și vreo 80 și ceva de kilograme de aur. Da, Domnul să te binecuvânteze, e cu tine, vai, da ce să mai trebuie, ți da sigur Domnul e cu tine, orice vei face nu mai contează. Te binecuvântezi cu șapte cruci, cu șapte slujbe, cu tot ce vrei, protestante, neoprotestante, ortodoxe, catolice, de care vrei, de care îți place, nu mai contează. Adă bănuții și ușt, Domnul cu tine. Hm. Și să mai vii pe la noi, dacă se poate. Și n-aș vrea să înțelegeți că acuz pe cineva, ci doar constat anumite lucruri care se întâmplă în viețile noastre, în bisericile noastre. Pocăința nu mai înseamnă mare lucru. Și dacă este ofertat cel care face anumite lucruri, ele sunt greu de refuzat. Elisei a răspuns, viu este domnul la cărui slujitor sunt că nu voi primi. Naman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Hai că poate e din politețe, o dată, de două ori, de cinci. hai, te rog, nu, te rog, uite, e plăcere. Nu, și cred că era total bine intenționat. Nu era vorba de dare de mit acolo. Sau să-i plătească pentru niște uh, păcate, cum se mai întâmplă, să-i absolve niște păcate, să-i niște păcate, sau să-i dea vreo slujbă în vreo biserică, nici vorba de așa ceva. Era un act de mulțumire pentru că a fost lepros și Dumnezeu l-a scăpat de lucrul acesta. Însă observăm că omul lui Dumnezeu a zis nu. Și urmează un element foarte important asupra căruia vreau să punctez. Ce înseamnă de fapt cunoașterea lui Dumnezeu, ce înseamnă o viață nouă și ce înseamnă a fi de fapt pocăit. Așa cum am spus la început, pentru noi pocăit înseamnă adoptarea automată a unui crez să nu mai faci sau să faci de azi înainte un set de lucruri, altminte nu ești pocăit. Însă aș vrea să vedeți că de fapt pocăința înseamnă întoarcerea noastră spre Dumnezeu, chiar cu păstrarea anumitor elemente considerate eretice. Haideți să fim concreți, pentru ca să nu vorbesc de la mine. Atunci Naman a zis, Fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot duce doi catâri, căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor Dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Cu alte cuvinte, vreau să mă închin doar Dumnezeului lui Israel. Dar, și aici urmează un dar, pe care noi nici măcar nu vrem să-l vedem. Dar este foarte important detaliul acesta. Mă închin doar lui Dumnezeu, însă Spune el. Totuși, ce rog pe Domnul să ierte robului tău? Când stăpânul meu intră în casa lui Rimon să se închine acolo și se sprijinește pe mâna mea, mă închin și eu în casa lui Rimon. Să ierte Domnul pe robul tău când mă voi închina în casa lui Rimon. What? Păi ce pocăită e asta, bă, Că se duce, a zis că se închină doar lui Dumnezeu și acum se duce în casa lui Rimon, acolo unde e idolatria și se închină și lui Rimon? Păi ce convertire este asta? Nu, ori, ori. Mințile pătrate și înguste. Ar fi trebuit să zică după mintea noastră, Elisei, bă tu nu înțelegi ce Dumnezeu te-a vindecat pe tine. Tu n-ai înțeles despre ce este pocăința. Tu n-ai înțeles că, de fapt, Dumnezeu te-a vindecat ca tu să urmezi un set de reguli? Și doar în felul ăsta să-i te închin, dacă nu, la revedere, le vine asupra ta din nou. Cum adică, pe păi, de ce ne jucăm aici? De a dogmele, de a crezurile, de a nu? O singură cale, o singură credință, numai în felul acesta. Altfel, Dumnezeu, zice papa, pa. <gângh> să ierte robul tău domnul meu pe robul tău. Da? Când stăpânul meu intră în casa lui Rimon să se închine acolo și se sprijinește pe mâna mea, mă închin și eu. Nu zice că particip. Nu zice particip, stau și eu ca uh, lemnul acolo lângă el și, na, că trebuie să mă duc pentru că sunt militar, uh, trebuie să-i asigur securitatea, este împăratul, trebuie să fiu acolo, n-am ce face, protocolul o cere. Nu despre asta este vorba ci este vorba despre închinare. Și ce nu mă duc acolo să stau ca lemnul, ci mă duc să mă închin în casa lui Rimon. Să mă închin și eu în casa lui Rimon, să ierte Domnul pe robul tău când mă voi închina în casa lui Rimon. Și acum, dacă distanța între iudaism și poporul păgân era atât de mare. Ce să mai zicem despre distanța pe care noi am pus-o între bisericile creștine? Că de mici am fost învățați, bă, dacă intri într-o biserică ortodoxă, cade tavanul pe tine. Dacă intri într-o biserică catolică, la fel, bă, ai da mâna cu fiara, ești terminat. Dacă intri într-o altă biserică decât cea adevărată pe care am știut-o noi, s-a terminat cu tine. Nu, nu? Să te mai închine acolo, nici... dar ce să învățăm noi, frate, de la ăia? Mi-aduc aminte că recent am făcut o postare într-o mănăstire din Bucovina, foarte frumoasă, în care m-am dus să mă închin, să mă reculeg, să fac o rugăciune. Și cum am postat pe rețele de socializare la poveste imaginea aceea, mi-a scris cineva în privat, frate, te-ai dat cu frații ortodoxi. Observați modul în care privim noi pocăința sau modul în care ne raportăm la ea. A fi pocăit înseamnă a fi doar într-un fel. Dacă faci rabat la stânga sau la dreapta, s-a terminat. Dar observați, dragii mei, că aici Elisei îi spune lui Naaman, sau mai bine zis îi dăm cuvințarea, să se închine în continuare, așa cum știa, și să îi se închine și lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Elisei a înțeles un principiu foarte important în evangelizare. Că oamenii rămân atașați de credințele lor și de felul lor de a fi religios toată viața. Puteți să acceptați, puteți să nu acceptați lucrul ăsta. Orice credincios care se convertește în orice religie, rămâne ortodox, catolic, penticostal, baptist, adventist toată viața pentru că ceea ce i s-a implementat de mic chiar dacă apar niște resetări sau niște schimbări de doctrină, de dogmă de, pe care le înțelege într-un fel felul lui de manifestare este în felul acela și poți să-i vezi după cum au fost crescuți în anumite biserici care este religia lor de suflet și n-ai cum să am puteți să anulezi lucrurile astea. Și Elisei a zis, e ok, tu te închină -te și acolo. Du-te închină -te și lui Dumnezeu. Elisei a zis, du-te în pace. Nu i-a făcut o deparazitare Doctrinară, nu i-a făcut o resetare Mentală, nu i-a făcut O catecheză, stai, stai, stai nu, 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 punctul 1, punctul 2 Punctul 3, punctul 27 Punctul 28, nu I-a zis, dote te În pace De ce? Pentru că, încă o dată, repet Pocăința nu înseamnă Adoptarea unor dogme Ci înseamnă conectarea ta a inimii tale cu inima lui Dumnezeu, care după aceea începe să facă schimbări în viața ta. Și dacă pe aici pe acolo sunt aspecte care nu sunt în tocmai după cum voiește Dumnezeu, să știți că Dumnezeu este mult mai tolerant decât suntem noi. Și să vă dau exemple ce Dumnezeu în, în Ezechiel, le-am dat și legi care nu erau bune. Legi despre poligamie. Dumnezeu a condamnat-o în anumite locuri, în alte locuri a reglementat-o ca să nu se ajungă la abuzuri. În altă situație, n-au făcut curățirea pentru Paște așa cum trebuia făcută. În vremea Unuia dintre împărații lui Israel. Dar pentru că bucuria poporului era așa de mare și pentru că poporul era adunat acolo și era o ocazie unică, nu mai sărbătoriseră de mult Paștele așa cum trebuia sărbătorit, Dumnezeu a zis: Lasă-i să sărbătorească chiar dacă n-au făcut sfânta curățire. Dumnezeu calcă peste porunca lui, nu că nu este bună. Dar este mai mult în favoarea omului decât în favoarea legilor pe care le-a dat el. Și noi uităm lucrul ăsta. Noi călcăm peste oameni punându-ne niște apărători mai vașnici ai legii lui Dumnezeu decât este el. El nu-și anulează legile, însă în anumite situații Dumnezeu este mult mai permisiv decât suntem noi. Noi nu, 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 dacă te-ai abătut un milimetru, gata, uși, briciu, am tăiat, te-am tuns imediat, te-am făcut, te-am ferchezuit exact să fii tras la linie. Așa este profilul unui pocăit. Toți ca morcovii pe strat, în linie, în uniformă, cu același limbaj, cu aceeași gândire, cu da să trăiți, spălați la creier, gata de băgat în împărăția lui Dumnezeu. Cea mai mare tâmpenie. Eu nu cred că în împărăția lui Dumnezeu vor fi niște pocăiți de felul acesta. Niște oameni reduși mental, niște oameni care au niște vederi foarte înguste, care nu au voie să gândească, care au fost puși să zică doar da la anumite lucruri și să nu mai aibă niciun fel de creativitate, niciun fel de a fi propriu, nu. Pentru că asta înseamnă să fii pocăit. Însă, să știți că vor fi foarte mulți pocăiți de felul acesta pierduți. Unul dintre ei era Gehazi. Lângă profetul lui Dumnezeu a învățat tot ce era de învățat, a văzut tot ce se putea vedea. Un om al lui Dumnezeu care face minuni, care mulțește un de lemn, care mulțește pâinile, care uh, sperie armatele dușmane prin chemarea prezenței lui Dumnezeu. Un profet extraordinar. Dacă de la Elisei nu mai avea ce învăța, apoi de la cine? Însă asta a, a Înțeles că a fi pocăit înseamnă să fii un fățarnic din asta care zâmbește cu gura până la urechi și cu țițul la spate, care uh, se face că te apreciază, dar te urăște de te-ar mânca în dinți. Și a zis, a, pro ce a scăpat, l-a lăsat să scape pe ăsta mâne Bărberit și ne. ne uh, scotocit de bani. Păi cum să scape așa ceva? Mă duc și tot o să primești ceva, nu se poate așa ceva. Cum să pleci atâta băneți și eu să nu profit absolut deloc? Nu există așa ceva. Și zice el aici, după ce a plecat Naman de la Elisei și a fost la o depărtare bunicică, Gehazi, slujitorul lui Elisei, omului Dumnezeu, a zis în sine, iată că stăpânul meu a cruțat, fiți atenți cât de sadic este și cât de răutăcios, la cruțat, trebuia să-l bărberească de tot, să-i mai ceară în plus. Păi cum au vindecare, e așa un lucru simplu, să-l pierzi, să-l treci cu vederea? Nu, trebuie scos ultimul cent de acolo. L-a cruțat pe sirianul acesta. Și n-a primit din mâna lui ce adusese viu este Domnul, îl bagă și pe Dumnezeu în afacerile lui, că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Și Gehazi a alergat după Naman, Naman când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car să iasă înainte, a zis, e bine totul? El a răspuns, totul este bine, stăpânul meu mă trimite mai și minte, da? să-ți spun Iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor. Dăm pentru ei, te rog, nu pentru mine, pentru lucrarea Domnului. Întotdeauna ăștia sunt pentru lucrarea Domnului. Adăugă ce pentru lucrarea Domnului? Pentru lucrarea Domnului, pentru lucrarea asociația cu tare, cealaltă. Ei, nu, niciodată pentru ei. S-a dat jos din car, da? Dăm, te rog, pentru ei un talan de argint și două haine de schimb. N-am zis, fă-mi plăcere, ia doi talan, oricum i-am adus aici, sunt atâția. Iai. Și ea mai mult. S-a dus, repede, ascuns. T -t -t -t. Gata, și-a revenit în matcă. Fața de măgar, zâmbetul fațarnic. Face domnului, frate Elisei, ce faci? Unde ai fost? Ce s-a întâmplat? Nu, să nu înfrunți, frate, pe cineva. Că spiritul Domnului zice să mergi numai cu periuța. Nu cumva să jignești pe cineva. Dar unde ați citit așa ceva? Și ce, unde ai fost, mă? Păi, n-am fost nicăieri, minciuna. Oare n-a fost Duhul meu cu tine? Ești un mincinos. Lepra lui Naman se lipește de tine. Vai, cum să-l Și Citi Scriptura. Și lepros a murit. Pocăitul de Gehazi. De ce? Nu era problemă că a cerut. Dar problema era că a vrut să pară cineva și era de fapt altcineva. Dragii mei, în drumul acesta spre pocăință sunt multe, multe basme și multe țesături omenești și fiecare vine cu rețeta lui și încearcă să te convingă de pocăința lui, de ce înseamnă să te pocăiești. Și unii sunt mai liberali, alții sunt mai farisei, merg spre mortificarea trupului, spre renunțare drastică la tot felul de lucruri, astfel încât să nu te mai bucuri de nimic în lumea aceasta. Însă aș vrea să înțelegeți că pocăința are de-a face, în primul rând, cu legătura pe care o ai tu cu Dumnezeu. Și rest, manifestarea felul de manifestare a tău ca om poate să diferă. Unul poate mai poartă podoabe, altul nu poartă podoabe. Poate să fie pocăit și unul și altul. Unul poate că mai bea ceva, altul nu bea nimic. Poate să fie pocăit și unul și altul. Sau nepocăit și unul și altul. Unul poate că se îmbracă într-un fel mai simplu, altul se îmbracă puțin mai fisticiu. Poate să fie pocăiți și unul și altul. Sau nepocăiți și unul și altul să nu mai judecăm noi inima oamenilor și să nu ne mai dăm noi mari apărători ai Raiului lui Dumnezeu. Pentru că cel care cunoaște inimile cu adevărat este Dumnezeu. Și cel care va face judecata este tot Dumnezeu. Și de asta în ziua aceea judecății spune Mântuitorul că vor veni mulți de la răsării, de la apus. Cine ăștia? Ăștia pe care noi considerăm pierduți, nepocăiți, idolatrii și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor, iar fi împărăție ăștia care sunt acolo la masă și nu lasă pe niciunul să intre, nu că pocăința este așa, vor fi dați afară, acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Așa că, dragii mei, lăsați pocăințele acestea stereotipe și inventate de alții. Dacă vreți pocăința, apropiați-vă de Dumnezeu, și acceptați-le în inima voastră. Chiar dacă există anumite lucruri de corectat, Dumnezeu știe și vă va da înțelepciunea și discernământul ca să le faceți. Dacă aveți alte convingeri, Dumnezeu înțelege ceea ce este în inima voastră și care este motivația din spatele acțiunilor voastre cu toate acestea, nu uitați că pocăința nu înseamnă schimbarea religiei și nu înseamnă doar adoptarea unui set de reguli, ci înseamnă a te apropia de Dumnezeu, înseamnă a-l primi pe Dumnezeu în inima ta, înseamnă a te conecta la inima lui Dumnezeu.